Nu doar în gospodăriile românilor se taie porcul de Ignat, ci și la muzeu. Mai exact la muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, vizitatorii au urmărit pas cu pas modul prin care doi porci, a câte 200 de kilograme fiecare, au fost transformați în preparate pentru masa de Crăciun. Unii dintre curioși chiar au dat o mână de ajutor bucătarilor. Colegul. Ignatul a fost sărbătorit și de reprezentanții muzeului din Dumbrava Sibiului. Aceștia au sacrificat doi porci din rasa românească Basna, crescuți în gospodărie. Fiecare a cântărit 200 de kilograme. Întreg ritualul de Ignat s-a desfășurat sub ochii vizitatorilor care au putut chiar să dea o mână de ajutor. Unii au stat pe aproape la pârlitul porcului cu paie. A, te dau așa în sus, nu? Hai, hai! După sacrificarea porcului, bucătarii s-au pus repede pe treabă. Ciorba ardelenească cu moare de varză și hrean, tochitura toba, cârnații, fripți și pomana porcului au fost gătite în fața turiștilor în ceaunele încinse pe foc de lemne. După ce porcul a fost tăiat, avem organele, avem capul și o să punem la fiert ca să preparăm toba și cartabu. Și am pus plămânii, am pus capul, bucăți de grăsime și o să punem și bucăți de carne să fiarbă aici. Aici avem o ciorbă de porc acrită cu varză de moare și hrean, cum se făcea pe vremuri, făceau bunicii noștri. Și din coace avem tradiționala pomana porcului, doar carne prăjită în untură. Strădania bucătarilor a fost apreciată de vizitatori, care abia au așteptat să mănânce din toate preparatele. Cum e mâncarea? Mana. Foarte bună! Veți mai reveni? Sigur! Da. Poftiți, vă rog! Aici Manuela! Da! Mulțumesc! Domnul Cristi! Cum e la gust, doamnă? Excelent! Exact ca cel de acasă din copilărie. Da, să fim sănătoși, să ne păstrăm tradițiile, că asta ne ține ca nație și ca popor. Dați voie să și gust. Ca acasă, chiar foarte bun. Mulțumesc mult! Cum vi se pare obiceiul ăsta? Fain, îmi place. E prima dată când vedeți așa ceva sau? Nu, e a doua oară. De unde sunteți? Când vedem aici. Da? De unde sunteți? Bacău. Și organizatorii s-au arătat mulțumiți de modul în care s-au desfășurat lucrurile. Vizitatorii noștri s-au putut bucura aici cu acești pași pe care presupune Ignatul, de la pârlitul porcului cu paie până la îndepărtarea grăsimii, până la folosirea grăsimii pentru untura din care se face mai apoi tochitura și pomana porcului. Am cinstit porcii cum se cuvine. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de mai multe grupuri de colindători.